Bună, dragii mei! Povestea din această seară se numește Mica Sirenă. Departe, în larg, apa mării e albastră ca albăstrelele și limpede precum cristalul. Și e adâncă, foarte adâncă. Acolo, pe fundul mării, trăia împăratul mărilor cu poporul lui. Soția sa murise de multă vreme. De aceea, bunica se îngrijea de cele 6 fiice ale sale. Cea mai mică era cea mai frumoasă. Ea era mai tăcută decât surorile ei. Pe bunică era în stare să o asculte ore în șir, povestind despre lumea oamenilor. Și, de fiecare dată, bătrâna își încheia povestirile spunându-i: când ai să împlinești 15 ani, o să ai voie să ieși la suprafața mării. Una după alta, cele 5 surori împliniră 15 ani. O, ce lucruri frumoase povesteau despre pământ! Mica sirenă ardea de dorința de a vedea și ea aceste minunății. În sfârșit, veni și ziua în care a avut voie să iasă la suprafață. Când scoase capul din apă, era seară. În fața ei, pe marea liniștită, plutea o corabie mare. Acolo se cânta și se dansa, sărbătorindu-se ziua de naștere a tânărului prinț. Curioasă, mica sirenă înotă mai aproape. Atunci îl zări pe prinț. Îl plăcu atât de mult încât nu-și mai putu lua ochii de la el. Dintr-o dată se porni o furtună. Corabia se balansă și apoi catargul cel mare se rupse cu o trosnitură puternică. Încet, corabia se scufundă. La lumina fulgerelor, micuța sirenă îl zări pe prinț. Era dus de valuri. Atunci, ea înotă spre el, printre bârnele și scândurile primejdioase, pentru a-l salva. Pe prinț îl părăsiseră puterile și închisese ochii. Ea îl luă în brațe și se lăsă în voia valurilor. A doua zi dimineață îl așeză pe mal, în apropierea unei grădini mănăstirești, la soare. Dintr-o ascunzătoare, ea observă cum o tânără fată îl găsi. Cât de recunoscător o privea prințul care tocmai se trezise. El credea desigur că aceasta îl salvase. Tristă, mica sirenă s-a înapoiat acasă. Aflând unde locuia prințul, îl privea deseori din apă. Dorința ei de a fi om devenea tot mai mare. Voia să aibă și ea un suflet care, după moarte, să meargă în ceruri. Pentru asta era gata să renunță să trăiască 300 de ani ca zână a mării și să devină apoi spumă plutind pe valuri. Într-o zi plecă la vrăjitoarea mărilor. Voia să scape de coada ei de pește și să aibă picioare. Ajunse după multe peripeții la aceasta. Vrăjitoarea o aștepta. Ea o preveni pe mica sirenă. Dacă prințul nu te iubește atât încât să te ia de soție, vei muri a doua zi după nunta lui. Însă mica sirenă era hotărâtă să devină om. Își dădu chiar și glasul pentru licoarea fermecată pe care o pregăti vrăjitoarea. O bău la mal în fața castelului prințului. Simți imediat o durere atât de ascuțită în tot corpul, încât căzu leșinată. Când se trezi, în fața ei stătea prințul. O luă în castelul său și îi dădu haine scumpe și, pentru că nu putea vorbi și cânta, ea a început să danseze. Prințul era încântat de farmecul ei. Ea era fericită, deși fiecare pas îi provoca dureri de parcă ar fi călcat pe vârfuri de cuțite. Mica sirenă rămase la prinț. Noaptea ședea deseori pe malul mării și își băga picioarele când o dureau în apa mării. Veneau surorile și îi făceau semne cu mâna,
Prințul însă o iubea pe mica sirenă ca pe un copil și nu ca pe o femeie. Astfel, o iubea doar pe fata care îl găsise după naufragiu. De aceea, într-o zi, pregăti o corabie și plecă în țara vecină, în Pețit. Micuța sirenă îl însoți. Regele țării vecine îl primi cu prietenie, însă fica lui era dusă la o mănăstire. Ea sosi abia a doua zi. Curioasă, sirena cea mică o privi. Cum o văzu, prințul îi spuse: "Tu m-ai scăpat de la moarte după naufragiu." Și o strânse la piept. Micuța sirenă se prefăcu că se bucură, însă în sufletul ei era tare tristă. Știa că va muri a doua zi după nunta prințului. În aceeași seară urcară la bordul corabiei și sărbătoriră nunta, cu muzică și dans. Mica sirenă dansa ultima oară pentru prinț. Mai târziu, când toți dormeau, ea se duse pe marginea corabiei. Deodată, din apă, apărură surorile ei. Ele îi dădură un cuțit din partea vrăjitoarei. Dacă îl omora pe prinț până la răsăritul soarelui, ea rămânea în viață. Sirena cea mică nu putu face așa ceva. Drept urmare, la răsăritul soarelui, ea muri. Ca fiica a văzduhului, făcând fapte bune, după 300 de ani ea putea dobândi un suflet nemuritor. Noapte bună, dragii mei, și nu uitați, Nana vă iubește mult de tot!